Salutare prieteni, eu sunt Alex și astăzi o să vă fac un tutorial cum să scăpați de lag sau să aveți FPS-uri mari în jocuri. De exemplu, un Sniper Elite V2, de exemplu, un SAMP, GTA San Andreas, în toate jocurile. Deci, prima și prima dată, acesta este un tutorial pentru mai multe Windows-uri, cum ar fi Windows XP, Windows 7, Windows 8. Deci nu contează. Așa, deci prima dată intrăm în My Computer, vom da click dreapta, proprietăți sau aici, la ultima, așa. Și dăm Advanced System Settings. Așa, și vă va apărea, uite aici, așa, Performance, User Profiles, Startup and Recovery. E, aici vom da la performance. Settings, normal că la orice Windows XP 7, 8, prima dată așa va apărea. Deci, noi avem prima dată Let's Windows choose what's best for my computer și dăm adjust for best performance. Și, dacă nu, le debifați voi cum vreți. Da, eu vă zic așa. Stați, apply, ok, ok, închidem și când veți intra în joc sau în orice, nu veți mai avea lag, FPS-urile cresc și cam atât. Eu sunt Alex și astăzi v-am făcut tutorialul cum să faceți să nu mai aveți lag sau să aveți FPS-uri mari în jocuri. Pa!